Doamna Ana Birceal, bine ați venit la Cronica Cârcotașilor! Mulțumesc foarte mult! Bună dimineața și vă mărturisesc că nu pot să exprim în cuvinte cât de onorată sunt să mă aflu astăzi în fața dumneavoastră. Good morning very much! Cronica Cârcotașilor, în fiecare... Ei bine, dimineața între 7 și 10, văd că din ce în ce mai mult taie Gicuță, e tembel, tembel. S-a apucat de tăiat, are o farfecă acolo în interior. Ia să vedem ce mesaj am primit noi. Ia. Domnul Grosu a spus așa. Ia. Neața băbețivilor, bă, foarte mișto, de la un timp Orlando, foarte tare, frate, se îmbracă. Eu cred că are un stilist ceva foarte mișto. Să-mi zici și mie, te rog, de unde ți-ai luat șapca aia, că am și eu nevoie când ies la grătar în curte, că nu am tot ce îmi trebuie acolo. Da. Și aș vrea să o folosesc în loc de țucal. Mersi frumos. Colegul nostru Orlando îți va da pontul. Zine de unde ai luat-o. Și colegul nostru Grosu. Este o șapcă Air Jordan făcută cadou. Grosu nu știe ce e la Air Jordan. Ei, nu știe. €1,200 Nu, ceva... Da. Așa, ce mai avem noi acolo? Ia, uite-te tu. Mi-a trimis Andrei de la Cluj cu tremurul de aseară. S-a simțit, dar la București nu prea. A fost în zona Nehoiu, Buzău. 4,2, deci... frumos, elegant de seară. Carmen, evident, spune așa, neața trandafirii mei, fraină cronică pulus, rubrica lui dezbrăcatul, am auzit că e intervievat pe toți, e rupt în două. Știu engleză de rupi. Ce vorbești, mă, uite, am nodul ăsta la limbă, emise o nebunie. O nebunie, Andrei spune așa. Am auzit că lui Orlando o să-i facă cadou Iulia Albu o șapcă. Cu pene. Aseară m-am întâlnit cu Iulia Albu. Și ce a zis? Păi n-a zis, că nu prea a vorbit, pentru că mai... Dar cu ce venim, mă, cu găină, nu? M-am întâlnit cu trei piariști care erau în cloaca de colegi de televiziune. Era pe sus? Și a venit, m-am întâlnit cu Paula de la Te Pupă. Așa, Kiril. Nu Paul, Paula, cum o cheamă, mă, de la Meteo? Eu știu care. De la care Paul, Meteo? De la Pro TV, mă, băieți, mă. Ramâna Păuleanu, băi, așa zi, mă, băi. Păi vorbește, băi, frumos, bă, băiatule. Să-ți fie rușine, mă, băiatule. Da. Cum să o încurci tocmai pe Ramâna Păuleanu? N-ai cum, e atât de înaltă că n-ai cum să o încurci. N-ai cum, deci are un 80 mai craci. Da. Așa a întrebat de tine, a întrebat de mine. Am zis de Orlando, care Orlando? Teodorovic? Nu, mă, e Orlando. E Orlando al nostru. Așa și... Nu, vă rog eu să nu vă spați, dar n-are voie să vorbească. Și i-am zis așa, băi nene, uite care e treaba. Eu vin, o întreb ceva și ea trebuie să dea din cap. Nu-mi trebuie cuvânt de-alea. Și am filmat cu ea exact cum așa și ea spune, nu știu. Deci a scos un cuvânt. Aha. Și oamenii zis, băi, mulțumesc la care ea. Hai bă, lasă-mi, te lua după ăștia. Păi bune, ce contract ești? N-ai voie să vorbești cu... Da. Așa înseamnă o televiziune care se respectă și mai nou. Nu, așa respectă. Va fi și la prima, o să vedeți. Când va fi așa la prima, adu-mi aminte să le dau una în cap. Bine, eu nu o să vorbesc, că nu vorbesc de obicei, dacă e, că nu vreau, da. Vezi. Nu mai pe nimic. Hai să trăiți sănătate! Hai să fie! Ne-a plăcut cu imbleața! Ei, face foarte bine, dumneavoastră, ce faceți? Cormoranii sunt bețivi, sunt mereu relativ, sunt mereu pe fază să te spargă la... La ce? La bază, să-ți o dea la bază. Vorbești, mă, tâmpenii, numai prostii, numai... Apropo de ziua unui om, să știi că petrecerea asta pe care ei o organizează, la care eu am participat, băi, este una dintre cele mai tari evenimente ale capitalei. Unul dintre. De la început, unul de la început anului și până acum. Așa. Au fost în jur de 1000 de oameni. Așa. Mulți cu care nu m-am întâlnit de jumătate de an, pentru că ne întâlnim la petreceri, la Viva din Viva, de primăvară, de vară, de toamnă. Așa. Bă, dar foarte tare, frate. Mie îmi spui, Cerban, am o întrebare. Tu înțelegi sensul petrecerilor ăsta? Da. De socializare, de bot vin, de asta. E bun, e ok. Crezi că e de socializare, nu? Da. Crezi tu? Da. Bine. Okay. Să te vadă lumea să ai poze. Bună dimineața! Doamna Ana Birceal, bine ați venit la Cronica Cârcotașilor! Mulțumesc foarte mult!
Bună dimineața și vă mărturisesc că nu pot să exprim în cuvinte cât de onorată sunt să mă aflu astăzi în fața dumneavoastră. Good morning very much. Cronica Cârcotașilor în fiecare... Ar s-a oprit. Iar te-a oprit. Da, schimbă-l sau... Dar nu ți-e mă frumos, bă, băiatule, nu se trebuie poate să-l așa în, ceva. Trebuie să-l bagi în zin, nu în carantină, într-o reparație generală, frate. Cicuță, se gândește la altceva acum, la soare, la fetițe, la mare, la nu, briză. Nu, mă, i-ai dat-o cu fum de ăsta de putea portocala ce miroase. Ce ai pus în dimineața asta? Rând, este abur, da? E abur, da. E un, eu nu vă abure, să știți. E un abur gros. Mamă, dacă erau locomotivele alea pe vremuri cu de-asta, substanțe de-astea, bagă-mă două găleți de căpșunică. Că pleca ăla. Da, cetățeanul turmentat are emisiunea lui și din când în când se mai intersectează cu voi, că vă că fiecare e pe șina lui de tren. Păi, dar el are program în altă parte. Da. Da, dar trebuie să le spunem tuturor celor care ne ascultă că el doar joacă un rol pentru că așa vrea el, nu este pus, nu este plătit și mai mult decât atât este și șofer profesionist, deci foarte rar consumă. În complicata, da. Da. Acum, da. Acum el e la program sau vine de la program? Da, exact. Auzi, fii atent aici. Că avem prima știre, începem acum, da, sau da, nu spui ce ai făcut tu ieri. Ia, zi. Păi, ieri ce să fac? Păi, eu să vă spune și voi ce ați făcut, ce am făcut toată lumea, ce a făcut ieri. Am plecat de aici, de la tine, în jurul orei circa și ceva, la 10.30, am ajuns la servis. Ta-na! Ai reparat zdângăneala? Ai, frate, am avut morcovul cu tot cu frunze în torpedo, așa, da. Pentru că ați spus, dom'le, desfacem ce așa și pe aia vedem, comandăm piese dacă e să le găsim azi. Dacă nu le comandăm și vin mâine sau pâine. Și mi-a desfăcut alternatorul. Îi mulțumesc, ne-a dat, te pup. Am desfăcut așa și a trebuit să schimb o fulie cu rulment cu ce chestia cu. Dar cât de desumbli la alternator? Am comandat și a venit după 2 ore și jumătate piesă. E, na. După ce am montat după tot, ideea e că la ora 4 am ajuns acasă. Nu, e bine. Plecat de dimineață, tu la 4. Deci fac așa traiectoria vieții mele. Plecat. Dar la bujie ai probleme? Am la avans, dacă vrei, țumul la mașina ta. Dacă. Nu, mulțumesc. Am ajuns acasă, dă-i repede duș, l-am luat pe Benny, așa? Benny mare de data asta și am plecat la treabă. Da. În jurul orei 23 am ajuns acasă, bam, bam, m-am dezbrăcat, bam, bam, buf, bici, buf, și m-am culcat. Ai văzut? Și cu caroserie ești ok? Păi vrei să mă ridic să mă vezi dezbrăcat? Păi nu, mă refer la mașină. A, la mă, păi uite ce caroserie. Da, mă, ceva frumos. Caroseria mea. Da, caroseria ta. Eu eram avut o zi foarte grea, deci am stat un pic aici, am pus în ordine pentru azi treaba. Da? După care m-am dus în pat și, da, foarte greu am ajuns. Aoleu, trafic, foarte, aglomerație greu, sau ce? Da, tu ai Waze-ul? Cum mergi? Cu Waze-ul merg. Am ajuns atât de greu în pat. Cu Google Maps ai ajuns în pat. Frate, și când am ajuns acolo, am înfipt un corn în pernă și am dormit 6 ore. Bravo. Dar nu vrea să cred, bă, băiatul, nu se poate așa. Vrei să ne faci în ciudă, sau ce? Evident. Eu am fost... Azi noapte n-am dormit deloc, că ai problema. N-am mai dormit deloc. Ai bagă și tu, Orlando? Eu am fost, m-am luat dezmăr, m-am dus până la aviatorilor la metrou, că frumos, era în zonă elegant, am coborât, m-am dus la prima și seara am ajuns acasă și aia a fost. Aia a fost tot, nu? E bine, dacă s-a întâmplat așa, s-a întâmplat... Ce vrem, mă? Trist așa e. Trist, frate, ești trist. Păi e când auzi cât dormi tu normal, că... Păi da, eu am vrut, n-am... Dar, na, stai, s-a întâmplat. N-auzi că azi noaptea am fost ca un cucurez, deci n-am avut nicio treabă, nu... Dar de ce ai ochii amari și roșici? Că nu știi, fă, că sunt sudor. Ba, ba, bum. Ia zi cu meteo, ia. Păi cu meteo o să vă fac o vreme frumoasă, cu toate că avem o informare meteo până în această seară la ora 22. Pe instabilitate atmosferică, adică s-ar putea să mai bate vântul, mai apare un nor. Astăzi nu plouă, dar mâine, să știi, mâine și poi mâine o să avem instabilitate afotică. Da, iar. În rest, vânt, cum a bătut ieri, ai văzut că a bătut vântul mai tare, dar a mai schimbat praful de colo-colo. Avem o maximă de 27 de grade astăzi. A, 27? Am umblit în chiloți prin casă, că e cald. Frumos. Ce să vă zic mai mult? Îmi pare rău că în acest weekend o să avem ploicică, vine iar sâmbătă, avem ploicică! Da, furtuni rare. Nebunesc. Dar strică toată treaba, că nu poți să ieși în parc, nu poți să ieși undeva la o terasă, da, că frate, începe să plouă. Rău.
poți să joci FIFA. Aoleo. Dar ce, nu poți să joci FIFA la terasă? Dacă e cald? Bă, ce idee bună. Copilașii mei, știți ce îmi place mie cel mai mult să fac în București? Nu nenea Pomohaci. Să merg cu metroul. Bravo, nenea Pomohaci. Cel mai mult îmi place stația la Minorului. Cronica Cârcotașilor, audio live. Bună dimineața, audio live, între 7 și 10, este ora 7 și 25. Domnul Livio s-a răzgândit-o, nu mai anunță duminică dacă va candida la prezidențiale. Ce șmechere, omul nu ăsta. Vă așteptați la ceva spectaculos, pentru că el a văzut foarte multe comentarii, multe nașpa, și a zis că, domnule, uite cum e treaba, noi înclinăm să avem un candidat comun, adică noi și cu ALDE. Auzi, respectiv că... o să fie Tăricianu, mare chestie. Crezi că s-a aplecat și el asupra mesajelor și asupra reacției poporului? Da, el e foarte aplecat la treaba asta. Să-și dea cu cremă, să nu-l doară spatele, dar până acum, de ce nu a luat în considerare treaba asta? Să-și dea cu cremă, să nu altceva. M-am uitat la... Da, zi-mi, Orlando, zi. Bă, frate, care-i treaba? Să vină la mine că și eu am fost aplecat. Ai văzut? Și t-a durut ceva? Nu, nu a fost frumos. Da. Acolo e calmă la el. Să revenim. Președintele PSD a ținut să precizeze că fiecare europarlamentar este important și are încredere mare în candidații PSD, da. Mai ales în zălut de aia fără pieptăn, cum o cheamă de la Antena 3, Carmen Avram. Carmen Avram, da. Știi cine este Carmen Avram? Soția lui Ursul, da. Da, frate, eu am aflat acum de curând. După ce că Ursul nu are niciun pic de păr, iar are prea mult păr. Uite, nu știam că umblă cu Ursul. Dar știi că Ursul este nepotul unui om din Costești Vâlcea, de unde sunt și eu. Ne-am întâlnit de foarte multe ori. Pe uliță cu vaca. Pe uliță, vara. Cu Ursul. Mai mult vara, așa. Da. Vara, nu cu vaca. Cu vara și cu vaca. După alegeri, chiar duminică vom anunța, așa a spus el luni, după ce a fost proces înfățișarea, s-a gândit, lasă-mi, dați voi, lasă că o dai înainte. E, dar se pare că nu e așa, pentru că, iată, i-a dat Dumnezeu gândul cel bun. Sau nu? M-am uitat aseară la o chestie pe care o să vă arăt mai târziu și o să o punem să o ascultăm. Cum doamna Dăncilă, colega de partid a domnului Dedi, s-a dus într-un oraș unde îi spune o femeie: băi, femeie, ți-e nu-ți e rușine să vii aici? E catastrofă nucleară, tatia, băi. De nu, în Bârlad, nu. În Bârlad, unde a fost? Da, în Bârlad. Da, da. Mă, ți-e nu-ți e rușine. Aoleu, dacă intru, îi dau un cap în gură. Nu, da, dacă intru în părul ei, da, la care dacă a zis... Dacă intru în părul ei. Îți place coafira mea? Băi, de capul meu. Să-ți explic, e greu făcută. Bună dimineața. Bună dimineața. Revenim. Hai, dă-mi o pastilă să mă calmez. Ia, da. Domnul Cioloș, auziți? E adevărat că sunteți la fel de carismatic ca și o colonoscopie? Cred că cel mai complicat în politică este să poți să fii tu însuți și în același timp să-i convingi pe ceilalți de bună ta credință. Sau, hai să spun, în politica română, dar în politică în general, politica e luată în sens peiorativ, are o conotație negativă. Pașcoas la gură cu soară, vreau să vă doară. Să ne mințiți doar din priviri pentru ultima oară. Iubiți-ne cum iubiți parfumurile tari. Când vă lumim de politice, călăi și mercenari. Cronica Cârcotașilor, în fiecare dimineață, între 7 și 10. Sunteți gata? Da. Mă, sunteți gata, da. Sau nu sunteți gata? Start, da. Domnul Iohannis, PSD-iști au spus despre dumneavoastră că aveți 6 case, că așa, ați vândut copii și că dormiți îmbrăcat în costum de schi 20 de ore pe zi. E adevărat? Nu mi-e rușine PSD-iștilor să spuneți astfel de lucruri. Nu? Strigă cu mine, Clause! Clause! Trezește-te! În fiecare dimineață, între 7 și 10, ne puteți suna, trimite SMS sau contacta prin WhatsApp la 0729-655-555. Știți că mai devreme ne-a sunat Turmentatul, după care ne-a sunat Ștefan să zic așa: bă, băieți, uite, are emisiunea lui și din când în când se mai intersectează cu voi, că văd că fiecare e pe șina lui de tren. Fiecare cu șina lui, corect. A răspuns, frate. Ia.
azi. Hai să ne iei sănătate, bună dimineața. Și se lac, e misiunea mea. E și nata de trenă. Domnul Doru din Constanța, ia să auzim. Neața la Enoiași, toată lumea la vot, da? Da, 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 da. Cum spui tu, așa facem. Să revenim, doamnelor și domnilor. Avem din nou un semn de întrebare mare. Ia zi, băieți. Deci, iată o grupă de sânge care favorizează mușcătura de căpuș. Aolo. Da, frate. Deci au început să apară căpușele. Țineți-vă bine, pentru că a plouat foarte mult. Acum începe căldurica. Dacă mergeți prin pădure pe undeva, luați pușapcă cu voi. Dacă mergeți prin iarbă, uitați-vă să nu cumva să suie vreuna să ajungă pe picior. Apropo de șepci, el are asta lui Jordan, păi da. Nu? Jordan pe care e bună, mai păi este anticăpuș, are, ia, are, exact. un senzor de ăsta, da. De căpușă. Deci, nu, cu mare Bernis Garda aia întâi, așa e și șapcă. Iată, au, specialiștii au luat niște sânge din mai multe grupe sanguine să vadă care, domnule, care este preferat de căpuș. De-aia fi deci au luat A, au luat B. Știi că A, B. A2 este primitor universal, B3 este pentru bețiv, AB4 e pentru duș, și 0 este pentru oameni serioși care dau la toată lumea. Adică ei sunt expansivi. Trebuie să înțeleg că Dedi are 0? Da, Dedi are 0. El ia de la toți. El are A2. Păi stai puțin că grupa asta e cu întrebări, pentru că avem și noi. Păi da, și ce, nu ei? Și ce, noi îi luăm de la toți? Păi ei, de la... Aoleo! Ești primitor universal. El, grupa 0, care e dezbrăcatul, este donator universal. Deci el de la toți, noi îi luăm de la toți. Asta e. Am și mocă de donator. Te văd. Deci se pare că grupa A este cea care place la căpușe. Deci aveți grijă, dacă aveți cumva A2, ceea ce este... foarte probabil, s-ar putea să vă muște căpușa, că sunteți mai dulci decât... Păi, dar de unde știe căpușa ce grupă am eu? Dacă merg pe stradă... Miroase? Ia, vino! Bă, de miroase, mă! A, te adulmecă în tine? Miroase! Își bagă acolo în tine, așa, și... A, nu face, stare zero. Am avut acum vreo 4 ani de zile, am avut un vecin care avea gardul plin de căpuși. Erau miliarde, frate. Deci, dădeai cu tot felul de soluții. Nu, se întorceau și du-te, bă, așa, dai. Și ce-a făcut? Și a dărâmat gardul. Păi au venit ăștia, au strupit la avionul. Dar căpușele au rămas, n-ai treabă. Dar n-ai nicio treabă, au intrat în structura vopselei. Șerban, să înțeleg că dacă noi avem grupa A, da. A2, așa. Sunteți predispuși la înțepături. Nu, păi de-aia am fost tot timpul înconjurat mai de căpușe. Exact, frate, dar știi care e diferența? Băi, căpușa când îi dai două palme nu mai suge, dar... Deci problema, am întrebat ce grup avem. Am zis că A2 a început el să caute acolo cam ce mâncăm noi ăștia care de zodie, în funcție de zodie, în funcție de grupa sanguină. Așa. Și ce mâncăm? Păi uite, avem așa carne de. Carne de la tine, la zodie, la grupa voastră, aveți așa vițel, da, pui, da, porc, da, rață, gâscă. Da, bun asta, bun. Mă. La întreabă-mă, nu știu, la fasole și paste. La mirodenii, că mi-a la mirodenii, uite, la mirodenii așa, ai busuioc, așa, mentă, curry. Curry, da, bun, bun. Ardei, ardei, nu e? Asta ardei, uite, cayenne, cayenne-ul ăla, cayenne, da. Așa. Mărar, am văzut că ai pe picioare o grămadă. Lapte nu, deci lapte nu. Lactate nu. Lapte nu, cereale nu. Dar uite că ți-am zis ce grupă, tu ai zis că nu consum, deci faci foarte bine că nu consum. Păi nu consum. Uite la mine la 001, am așa, femei, nu, stai că mă uitam în altă parte. Vin. Da. Bere. Carne. Da. Iar, nu știu, iar apar femei. Da? Hai mai zic pe bune, la 3, evident. Bună dimineața vouă tuturor, domnul dezbrăcat, cum ați auzit. Da, chiar e interesant tabelul, o să vi-l trimit să vedeți. E un tabel foarte interesant, unde în funcție de grupa sanguină pe care o ai, mănânci nu. Adică nu mănânci nimic. Acesta nimic. Este tabelul lui Dezbrălăev. Dezbrălăev, da. Dezbrălăev, așa e. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oh, Suceava.
Hunedoara, Suceava, Hunedoara. I took a pill and had a dream. Eu também. Eu também. Eu também. I went back to my 17th. Mi s-a terminat serialul, au ieșit din casă într-un zi. I-a dat afară cu executor. Bun, avem și noi niște horoscop ceva? Ei, dar cum să nu? Ei, e bine dacă avem. Am cum Madonna cântă bine, cu sintetizatorul este bestială, adică nu, nu te gândi să falsezi ceva, nu mai am. Hai că avem horoscop. Ce ne putem suna, trimite SMS sau contacta prin WhatsApp la 0729 655 555. Coască bătrână, cu ascendentul în... În moaște. În moaște, așa. Bun, dragilor, astrolog.ro împreună cu noi, mulțumim frumos pentru faptul că zi de zi ne furnizează cele mai, cel mai bun horoscop, cel mai tare. Am înțeles că a fost premier la salonul de horoscoape de la da, da, Geneva. Da, de la Geneva, da. Astăzi țin să vă anunț că avem o conjuncție Lună-Saturn. Așa? Suntem pe o... O încercare psihologică, suntem pe teste. Psihedelică, băi. Psihedelică, deci nervii trebuie să-i avem buni pentru că astăzi... Îi întingi la maxim. E un berbedeu care s-a însurat numai din interes. Așa. Da. Haideți la berbec să vă spun ceva frumos. S-ar putea să fiți indispus sau obosiți și să simțiți nevoia să faceți o pauză. Este o zi foarte bună pentru introspecții și pentru analiză. E analiză care să îndrepte relația cu persoana iubită. Analiză, da. I-a furtat, doamne. Păi, da. Fură de casă. Trecem la Tower. Ținând cont de conjunctura astrală, ziua de astăzi nu este favorabilă călătorilor, iar șansele de a obține beneficii materiale sunt reduse. Relațiile cu cei dragi ar putea fi foarte bune. Ar putea. Dumnealui e. Vă jur că e dumnealui. Da. L-am găsit. Taur. L-am găsit. Bun. Gemeni, în prima parte a zilei este posibil să fiți puțin înhibat. Motiv pentru care veți avea dificultăți de comunicare, dar mai mult decât atât să nu vă întâlniți cu o persoană frumoasă, pentru că o să vă înhibați de tot și o să vă înroșiți la față. Nenorociților! Așa. Trecem la Rac, Șerban, la tine nu știu ce se întâmplă, că soarele este în casa 12 a tot timpul și aduce atenție, da, și tot ceea ce ține de secret, iertare, vindecare, la fel ca și ieri. Indispoziția pe care s-ar putea să o resimți astăzi este efectul configurației astrale. Și tot de astăzi și este trecătoare. Astrolog un roz recomandă să amâne activitățile dificile care necesită atenție și concentrare. N-am înțeles nimic. Conjuncția, vrei să-ți fac un desen? Da. No. Leule, ar fi bine să vă relaxați, să faceți planuri de viitor împreună cu persoana iubită. Nu este o zi favorabilă întâlnirilor și discuțiilor importante, fiindcă e posibil să resimțiți și dumneavoastră o stare de inhibiție. De... Hai să-i fier! Hai să-i trezezi niște proști! Fier tu! De oboseală mai mult. Vreau să te întreb ceva la Leu, dar te întreb cu microfonul închis, că s-ar putea să-mi sară în cap cu afatul ăsta. Da. Așa. Fecioară, în prima parte a zilei s-ar putea să simțiți nevoia de o schimbare sau de a începe un proiect nou. Este o zi favorabilă relațiilor sentimentale și activităților casnice. Mă rog, combinate, nu, dar... E, nu. N-am furat, n-am mințit, n-am invidiat. E, da, nu. La balanță, vorbește-mă frumos. Eu, înainte de amiază se întrebă numeroase probleme de rezolvat, dar aveți suficientă energie pentru a le duce pe toate la bun sfârșit. Toate faptele lui arată că nu-i în toate mințile. Dumneavoastră, astăzi, ciudat, nu sunteți înhibat. Exact. Ia, mai departe. Fără nicio legătură, dar absolut fără nicio legătură cu... Respectuos vă rog să-mi aprobați să-i trag 20.000 de pumni în cap. Domnul Dedi, trecem la zodia Scorpion. La locul de muncă și în afaceri este o zi bună pentru a face o analiză a relațiilor cu colegii și partenerii. Și să-ți dai demisia, da? Și pentru a găsi noi modalități de a colabora într-un mod mai plăcut și mai eficient. Arăt eu ca un tâlhar? Da. Săgetător, în prima parte a zilei s-ar putea ivi ocazia să ieșiți din bărlad. Vă recomandăm să nu luați decizii în grabă, fiindcă este de așteptat ca simțul practic al dumneavoastră să lipsească, iar capacitatea de concentrare aproape zero. Oh! Ia sărac. Ai dracului jos! Ia săraca asta are mereu, da. Da, așa. Capricorn, aveți tendința să judecați cu prea multă exigență colaborarea cu cei din jur și chiar propriile realizări. E astăzi, astrologul un rov vă recomandă să nu luați decizii pe termen lung și să nu începeți proiecte noi pentru că nu sunteți în stare. Sper că nu ești matala, mic și rău. Nu, eu sunt. Vărsătorule, se pare că sunteți într-o formă intelectuală foarte bună și puteți avea realizări frumoase la locul de muncă și în afaceri. Bravo! Nenorocitule, ce ești? Stai mă, cu un mare succes. Păi da! Trecem la pești, dezbră, s-ar putea să...
simțiți nevoia de a sta de vorbă cu o persoană apropiată despre o problemă sentimentală care vă ne liniștește. Este posibil să vă simțiți neglijat sau să aveți impresia că nu reușiți să faceți față tuturor obligațiilor pe care vi le-ați asumat atât în plan profesional cât și acasă. Dar puteți să căutați soluții la problemele care vă preocupă, pentru că o să găsiți cu siguranță rezolvat. Mai mult! Mă, nu vă e rușine, mă! Dar el tot timpul am mult de spus. Că, hai cu la mulți ani repede, vă rog. La mulți ani repede avem așa astăzi, avem Gabriel Iceanu. Așa. Avem Anatoli Karpov. Da, mare și achis, mare. Mare. Și avem Phil Selway, bateristul de la Radiohead. Așa, bun. Și mai avem... Fraților de pe unde scurte, și medii, și lungi, și de pe unde o fi, la mulți ani și să auzim de bine. Cine? Și mai avem Mihai Alexandru, prietenul meu din Frankfurt. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Radiohead, ia uzi, ia. Căză mă crip, mă crip. You are? Eu, așa e piesa. Bună dimineața! Naol Guța, ce-s copilăriile astea? Iohannis nu vrea să vă dea mandatul de ministru? Nu pot să găsesc o explicație logică, pentru că se comportă ca un copil care spune, știu că e jucăria ta, dar îmi place mie și iau eu și mă joc eu cu ea. Domnul Iohannis, e adevărat ce spune Olguța? Această afirmație a fost o mare minciună ordinară. Cărcotașilor, în fiecare dimineață, între 7 și 10. Bună dimineața, între 7 și 10. Ia să vedem aici, domnul dezbrăcatul, dar ce faci? Frumos, uite, mă uitam la toată lumea luminată, știi, chestia asta, toată lumea luminată cu eu ies la vot. Și acum toată lumea cu petrecerea de la Viva de seară. Da, acum pui o poză că ai fost acolo, nu există. Da, eu nu exist. Dar noi influenceri întotdeauna facem... Ce mesaje părcoase au hainele, au vedetele pe tricouri în special, nu pe haine, am văzut că Sida avea și pe haine. Deci, prima oară e Giulia, care are un mesaj pentru copii: remember kids, sex can wait, masturbate. Hai mă. Așa adică scrie. Copii așteptați să nu faceți Benji. Da, să nu, mai bine faceți Benji de unii singuri. Da. Așa, mai departe. Urmează domnul Sida, fostul ginere al lui Băsescu, are o geacă șmecheră de pele și scrie pe ea fucking luxury brand Saint-Tropez. Să fie acesta un mesaj anti-luxury brand. Da, da, anti-sistem. Pentru că sigur. E scris, ai văzut, e scris într-un mod foarte... Da, Bianca Drăgușanu, mesaj pentru cei care o critică, are un mare fuck pe piept. Fuck fornicate under concept of king. Deci asta înseamnă. Da, Daniela Crudu îndeamnă la relaxare, fuck stress, have sex. Deci... Bine, după... Adevăr că e purtat unde trebuie tricou și cum trebuie, mai departe. Roxana Vancea, tricouri XXX pentru Bendeac. Băi, deci are Vancea numai tricouri bestiale. Bendeac, nu știu ce spune, mâncarea și mâncarea lui Vlăduț. Mai departe. Sugio, ente sun eu. Mai departe. Băi, de capul meu. Keep calm, că mă doar Bendeac. Și mai are ceva, încă un tricou, ce, nu înțeleg ce scrie, dar oricum, păcat de frumusețea ta, mă, mama fată. Ta știe cum te îmbraci. Păcat mama de frumusețea ta. Mama ta știe ce ți-ai desenat pe piele. La, nu pe piele, pe... Știi unde Și, și pe piele desenată? Știi cine poartă tricouri funny cu mesaje interesante? Am văzut la Andy Moisescu. Numai la Andy Moisescu, da, dar are mesaje interesante. Nu e, uite, nici cu masturbate, nici cu sex, nici cu... Un tricou mișto, și eram avut unul mișto. Da, dar ai avut, am avut pic, bine, noi n-am zis noi, nu spune tu că ai mișto, trebuie să vedem noi că e mișto. Uite, am un tricou pe care scrie This is my drinking t-shirt. Îl port în fiecare zi. Dar pe șapcă ce mesaj ai acum, Orlando? Ce scrie? Scrie Air Jordan. Air Jordan. Ce înseamnă? Uite, am un mesaj aici, aveți, scrie: sunt cu acest idiot și e o săgeată în dreapta. Nu știu cine e. Bună dimineața, 7 și 57 de minute. Da, e crezare. Klaus! Klaus! Outrageous! My dear friend, are you sleeping? Dormi? Da, la noi e încă noapte. Strigă cu mine, Klause! Klause!
se trezește-te. Cronica Cârcotașilor, în fiecare dimineață, de la 7 la 10. Doamna Viorica, iertați-mă, da, aici. Cum se simte România condusă de niște analfabeți funcționali? România se situează pe locul 7, devastând state puternice, precum Franța, Germania sau Italia. Deci rupem Germania și Franța, da? Pe ei, pe ei, pe mama lor, nu? Nu vreau ca să ajungă la Bruxelles informații denaturate. Că un elev nu mai e, nici ea nu e. Cine mai citește pe interne? Așa că m-aș la școală, bre. Cronica Cârcotașilor, în fiecare dimineață, între 7 și 10. Ne puteți suna, trimite SMS sau contacta prin WhatsApp la 0729 655 555. Păi nu ne-au contractat, prin WhatsApp, domnul Ștefan. Vai de cozura cu ei, de căpușe, dacă mă prinde după o noapte puternică de șpriț. Alo! Mă, ce tare e asta! Să vezi cum se face, se împleticește și cade la revedere. La Mișii, colegul, vecinul de la Maramu, dacă îl țeapă dimineața după o noapte de pălincăști, cum face? La revedere! Dan din Londra, neața voinicilor, neața. Felicitări pentru emisiunea de aseară, mulțumim foarte mult. Colegul de la Radio Evenimentul a venit, ci că nu e căpușă, e păpușă. Doi, eu sunt pe A2. Exact, păi așa. Păi nu au venit ieri? Nu, nu, sunt pe A2, pe autostrada A2. Acum pleacă spre Brașov. Sau care e A2? A2 e spre Constanța. Spre Constanța, mă scuzi. Bună dimineața, 8 și 4 minute, să ne facem o datorie de onoare și să vă întreb dacă voi ați auzit cumva de satul ăsta... Paralel? Nu, Austria. Statul Austria? Statul Austria. A, statul Austria. Da, ieri m-am întâlnit cu o prietenă care locuiește acolo, da, și care se gândește să vină acasă, pentru că mi-a spus austriacul e foarte rece. Da, da. Nu. Diferența... Să știi că au probleme și ea. Da, fii atent, diferența între... corupția din România și cea din Austria. A, corupție, este, da, că ăla, bici cancelarul, după ce a fost filmat în Ibița, cum vorbea cu un rus... Un oligarh rus, cum să-i dea lui bani și el să dea niște... Pentru diferența e că la noi ăștia stau în funcție, deși au fost dovediți. Și stau la plajă. Pe când la ei, mă scuz că spun, când au ieșit toți în stradă, a plecat și cancelarul, a plecat și rusul, au plecat toți, că auzi, e complicat. Dar ce vreau să te întreb, dacă ești în politică, nu poți să fii și influencer? Poți să fii și influencer. Adică te întâlnești cu un oligarh, uite, îmi dai mie niște bani și eu postez pe... pagina mea. Deci, dar stai să vezi ce mișto au făcut ăștia în Austria. Au știi piesa lui Venga Boys? Păi, nu, n-am făcut mișto. Mai nou, piesa asta de în anul 1998. Da, dar atunci a prins foarte mult. Se pare că mai nou a prins foarte mult în Austria, pentru că asta, casa dobitocului, era în Ibița. Și din Nicola Nibița. Și din cauza asta piesa a explodat, frate. We're going to Ibița. A explodat acolo. Pentru toți prietenii mei austrieci, am o melodie care să le place foarte mult. Ia să vezi cum pleacă ei acolo. Dar știi că ăștia erau danezi. Da. Păi sunt, că n-au. Păi nu mai e. Sau mai fi, dar mamă, ce tare, mi-aduc aminte de copilărie. Am făcut noi emisia în Copenhaga, i-am cine pus... pizza am făcut emisia. Dar nu, dar nu pe piesa asta, nu. Ai nu pe piesa, ni pizza. Aqua se numește. Cronica Cârcotașilor. Ne puteți suna, trimite SMS sau contacta prin WhatsApp la 0729 655 555. Hei, acum e. Hai, mă. Dacă vă e gândul la Ibița, 8 și 9 minute, să vă spun cât de mult mi-e gândul la Ibița. Mie, pe de altă parte, mi-e milă de ea. Mi-e milă. No. De Dăncilă, frate. A, de Dăncilă, da.
sărac. Da, ei voi participa milă duminică la vot și voi vota la ambele. Și pentru alegerile europarlamentare, voi vota și pentru imaginea României, voi vota și pentru câștigarea demnității României, pentru că știți, am fost europarlamentar 9 ani de zile, știu ce înseamnă lucru în astea. Clădirile astea în Europa. Tu știai de Dăncilă înainte să vină ca premier? Dar bineînțeles, da, știai de ea că e europarlamentar și cât bine a făcut țării. Dar cine știa de ea? Voi vota și la referendum, spune Dăncilă. Așa cum am spus de fiecare dată, sunt un susținător al statului de drept, al independenței, justiției, ura! Dar și al drepturilor cetățenilor. Da. Deci, acum... Ori e proastă, ori e o declarație de independență. Nu, de la ambiguitate așa. Deci, a mai spus doamna așa, fiecare, cel care are cameră, la telefon, la aparat, la televiziune, să vină că în momentul în care o să ies de la vot, o să dau 2-3 dume. Da, bun, deci... Așa, domnul, Iordache, da, deci... Veți merge la vot? Punctual, nu. Domnul Liviu Dragnea o să o bage, deci, bun, punctual, în ședință, deci, da. A, deci a dat ordin să nu ieșiți la vot. Adică punctual. Dacă ne spuneți un pic, dacă îmi dați voie, domn, cunoscutul om de televiziune, domnul Mircea Badea, o atacă dur pe Viorica Dăncilă. Ce vrăjeală, mă? A scris pe Facebook, dar e da, o dată scris, da, ce a scris, stai că, e interesant, e bestial. În mod normal, virgulă, după ce imbecila planetei a declarat că participă la cvorumul hitleristului cretin, virgulă, pe care tot el l-a jignit, aș da ciume roșii, o opinie anti și aș vota cu Tăricianu. Punct. Rămân însă consecvent scrâșnit din dinți pentru prietena Carmen Avram. E singurul motiv, PS, adică post-scriptum, dar bă, nu se semnează. Adevărul e că foarte mulți PSD sunt pur și simplu insuportabili. Sunt doar câteva excepții cu adevărat notabile. A scris Mircea Badea pe Facebook. Și nu o să fie băgat în ședință de îl bătrân. Eu vreau să-i arăt aceste degete. Da, bun. Adică victorie, da. Victorie, da, bun, da, da. Câte două pe mână. Nu, no, dar știți, cunoașteți, bravo. Deci, dacă vreți să repetăm pentru CNA ce a spus domnul... Am văzut că au preluat, toți au preluat așa, dacă așa a zis... Imbecila pământului a făcut să se viralizeze. Deci, atenție, ghilimele. Cităm din Mircea Badea, cunoscut realizator Radio TV. În mod normal, după ce imbecila planetei a declarat că va participa la cvorumul hitleristului cretin, adică ăsta de ce vecinul, m-ar veni, în virgulă, aș da ciume roșii, adică PSD-ului, o opinie anti și aș vota cu Tărceanu, albou. Punct. Rămân însă consecvent scrâșnind din dinți pentru prietena Carmen Avram. E singurul motiv. Punct. PS. Post scriptum, dar nu e scriptum, nu este semnătura lui. Auzi, avem două Carmen, Avram și Brum. Da, exact. Adevărul e că foarte mulți PSD-și pur și simplu sunt insuportabili. Aoleu. Sunt doar câteva excepții cu adevărat notabile, adică aia sunt suportabili. Dedi și Avram. Aoleu, deci bun, eu am văzut și pe a treia Carmen, da, bun. Da. Pe care Carmen? La aia de la operatoare, ador nu știu. Doamna Dăncilă, nu acum serios. În calitate de șef al lui, în ce limbă o să vă înțelegeți cu cei din statele membre? We are talking a region with a huge historical significance, the cradle of the many treasures of knowledge and culture, which you consider today to be part of the old heritage. Fost o vreme mare, doamnă, engleza e mare deliciu, pe care o învățase-n toamnă de la femeia de serviciu. Cronica Cărcotașilor, în fiecare dimineață, între 7 și 10, și aia. Și la Vocea României, un nou concurent, Mircea Mușchiuleț Badea. Back to the bone, back to the bone, back,
Ne cerem scuze din cauza protestelor telespectatorilor. Noul sezon din Vocea României se anulează. Cronica Cărcotașilor. În fiecare dimineață, între 7 și 10. Ăsta a fost de domnul Badea mai devreme. Mai citesc o dată ce a spus. Nu, mai numai că au reținut ascultătorii. Deci cu imbecila, cu... Nu. Deci cu hitleristul, cu... Nu. Bun, e bine. Asta că o să fie bine, eu cred că de luni încolo. Vreau să spun că aseară, la ora circa ceva, pe la 3... Adică dimineața asta. Am terminat de văzut La Casa de Papel. Când a venit cu executorul, într-un și a final i-a scos din monetărie, frate. Da, frumos, frumos. L-au și tras-o, l-au tras-o, au plecat cu miliard de euro. Mamă. A, nu, scurt, nu dar mult. Ai văzut că dacă mai stăteau, făceau și mai mult. Da, dar n-am mai stat, că nu mai puteau. Cât să mai tipărim aici? Exact, ăla moșul vrea să mai tipărească, era șmecher. Pe de altă parte... Am văzut, deci mi-a plăcut foarte mult serialul. Mi-a plăcut atât de mult încât aș putea spune că este mult mai șmecher decât Game of Thrones. Dar îmi sar toți în cap să-mi spună că mai este un serial cu tipul pe care l-a jucat pe profesor. Da? Se numește Debarcadero și este pe HBO. Asta a fost pe Netflix. Ai foarte mult timp, tu văd. Uite, mie mi-a plăcut piesa asta la nebunie. Aseară am văzut. Aseară, senzațional. Ia. La 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 la. Fii atent. Radio Cronica Cârcotașilor, cu Huidu Dezbrăcatu și mai era unul, Orlando. Bună dimineața, mai era unul, Orlando. Mai era unul ăsta, e aici lângă noi și se descurcă foarte bine. Ceea ce vă dorim și vouă. Este ora 8:25 de minute. Pam, pam, ca să avem o informare, dar nu e meteo, e o informare din buletinul Eurostar sau cum se chema ăla. Epidemie de obezitate în Europa. Cine este de vină? Și ia treaba asta? Păi, ci că Europa este deja ocupată de obezi, pentru că a crescut foarte mult treaba asta, mai ales în statele sudice, unde dieta mediteraneană a fost înlocuită cu de-astea procesate, congelate. Păi, da, dar vezi că și colesterolul din fructele de mare și pește este dăunător. Dar tu de unde știi? Păi, noi spanioli întotdeauna pe am văzut, da. te simt. Deci, se pare că raportul consideră vinovate alimentele ultraprocesate. Din această cauză, locuitorii din Malta, Croația, Italia, Spania, Cipru, Grecia și Portocalia se confruntă cu o epidemie de grăsuni. Deci, da. Grași, frate. Ăsta, vecinul Mișu, care doarme, trebuia să meargă dimineață cu mine la birou, dar sforă, n-are nicio treabă. Mi-a spus așa, că din punctul lui de vedere, Maramureș, chiar dacă omul mănâncă foarte gras, este mult mai sănătos decât unul din partea cu Mediterana. Chiar dacă la bagă un crevete, o atenție, o măslină, o dudă, o chestie... Spun eu de ce mănâncă omul gras în Maramureș. Topește mult cu ceea ce consumă. Da. Cât bea omul din Maramureș, deci știi cum ficatul lui deja și-a pus mâine în cap și a zis nu mai vreau, nu mă interesează. Dar n-au ficat, au o pompiță, o chestie, cum mi-a arătat, e ceva făcut în casă, o chestie artizanală. Uite, dacă nu știați, veniturile mi sunt corelate direct cu obezitatea. Da. Care are efecte grave asupra sănătății. Vim noi cei mai grași, dar nu se poate pune problema, pentru că grecii, băi frate, deci sunt grași, Grecia, grecii, să știi. Bărbații sunt foarte grași. Nu, dar femeile ce grași sunt. Ce urâte sunt. Mă rog, dacă îmi aduceți aminte, era o melodie care se numea I'm fat, yes, parodie la I'm bad. Da, e bestială. Old Weird Yankovic se numește cel care cântea. Na, trimite SMS sau contacta prin WhatsApp la 0729-655-555. Bună dimineața vouă tuturor. Păi avem, iată, mesaje de la oameni care ne ascultă, oameni serioși, oameni de-i noștri din oameni popor. Muncitori, sigur. Așa, ia. Nața cormoranilor. Nața, domnul Sergiu, te-ai întors? Nu, Sergiu, e foarte scurt, atât, pac. Zine unde ești, ce faci? Frumos la ei acolo, dar tot mai bine la mine în țară. Ai venit acasă, până una să votezi.
că dacă nu votezi o să ajungem ca acolo. Domnul Marian din Spania, neața de pedeilor. Neața bună, bagabonzilor, pițari bătrâni. Băi, ce-a făcut Batea, mă? A schimbat FSL. A schimbat FSL, dar nu prea. Adică e supărat pe tanti Viorica, dar rest nu. Mar pizzari, asta e. Ața bună, bagabonzilor, pizzari bătrâni. Bă, ce-a făcut Badea, mă? A schimbat FSL. A schimbat tot, e băiat bun. Mie mi se pare, în schimb, că dacă ne ascultați pe noi, sunteți un pic mai câștigați. Pentru că de ce? Dacă îmi dați voi. Avem o știre care... Tă de peste cap, frate. Te rupem două, te termine. Ne ținem de masă. Radio Cronica Cârcotașilor, cu Huidu Dezbrăcatu și mai era unul, Orlando. Ia zi, băiețe. Când n-au ce face, unii oameni fac sondaje. Adică prin sondaje se înțelege un institut de cercetări care nu face decât să facă de mare rahat. Respectiv, de câte ori vin ei și spun cu plus minus, cu dragi lații, 2 și cu 2-4 ține mâna. Deci, pe de o parte aia de la antena U3, de la realitatea, nu, de la BTV. România TV și da. Au sondajul lor. Ăștia de la B1, realitatea Europa FM, au sondajul lor. Prima are sondajul ei. Da, prima în... Ia să facem noi sondajul nostru. Da, ar fi o treabă. Dar să știi că după ce am văzut ieri sondajul, m-am liniștit. După ce am văzut sondajul de la Europa FM, da, hai să vedem și care sunt rezultatele în alegeri. După aceea să ne spunem, bă, uite, hai că ați fost de mare. Iată, PSD-ul are 21%. Mamă, PNL-ul are 28,5%. În creștere. Băi, deci Alianța plus Soluți are 19,6%, aproape 20, da? ALDE 9, bă, cine votează ALDE? Că eu... Sunt mulți, femeile lui Tăriceanu. Bă, n-avem noi reclamă pe post. Asta e altceva. Pro-România 9,9, dar păi știți cine votează? Eu. Ei votează tu? Al nebun. UDMR 3,8, bine, UDMR o să ajungă la 6, că atât au ei de obicei. PMP 6,2, du-te mă de aici. Mă rog, nu contează. Alte partide 1,1. Chiar nu contează, este un sondaj IMAS făcut de Europa FM. Bineînțeles, Palata spunea că PSD-ul are 35, ăilalți au 20, ăilalți au 15, ăilalți... Deci, bă, te doare mintea, te doare mintea. Dacă îmi dai voi un pic, domnule. Dar nu te înțeleg, la 6% n-ai voie să vorbești. Nu vorbi! Pe vremea mea ziceați că eu beau. Ei, na, uite că Viorica e trează. Mă simțiți mai bine? De unde e fragul m-a asta zi repede? Am văzut o poză pe net. Auzi, am auzit ieri o chestie cum că și vremea ar putea influența ieșitul la vot. Și mă uitam acum pe vreme, că știi că eu mă ocup și cu asta. Da. Și scrie așa, ploaie ușoară, 10 km pe oră vânt, calitatea aerului bunicică. Stai în ce oraș? În București. În București, păi stai așa, că țara e mare. A, că votează și în alte localități. Da, eu te voi am uitat. Ne puteți suna, trimite SMS sau contacta prin WhatsApp la 0729 655 555. Hola, senior Dezbre. Puteți una melodia sudamericana? Perfect. Da, asta nu e din Sud, asta e machidoancă. E sudamericana. E machidoancă. E sudamericana. Ea, Andra cântă. Andra e, da. Nevastă, Gabriela Vrânceanu, firea Pandeleu Frosina, ia bagă-mi și mie o melodie, făi. Oare ce-i pe primul loc, bani, dragoste sau noroc? Oare ce-i pe primul loc în viață? Banii, mă, ești nebună, mai bine cântă despre cum ai făcut carieră în PSD, lasă asta. Dar din poate fac ce pot, timpul nu-l opresc un loc, nu se rupe inima din mine. O să ajungi președinte, dă-te naibii de nevastă, hai să te pup. Cronica Cârcotașilor, audio live. În acest moment trebuie să vă dăm o știre bestială. O știre bună. Interesantă. Ce să zic, și extratereștii se bucură. Deci, se... primăria capitalei, prin vocea primăresei Gabi Vrânceanu, firea Pandelei, Eufrosina. Sârmă. Așa? Sârmă. Anunță. Sus și tare, clar, podul Constanța va fi reabilitat de urgență.
S-a semnat un protocol între primăria de la București, Ministerul de Transporturi, condus de marele Cucu, și, și cineva de la CFR, Pupăza. Cineva, cine? Om! Om de la CFR. Deci, iată cum se va reabilita în podul de urgență, adică în regim de urgență. S-apucă dimineața și termină seara. E... Deci, doamnelor și domnilor, prin semnarea acestui protocol, Primăria Capitalei și autoritățile centrale se angajează să colaboreze pentru demararea de urgență a unor obiective de investiții comune, cum ar fi planul de mobilitate urbană durabilă. Mai zi dată, cum planul? Planul de mobilitate urbană durabilă, în special pentru unde sunt nevoie de intervenții urgente. Ce este foarte... Auzi, este mai zi dată, cum îi zice? Planul de mobilitate urbană durabilă. Hai să vă spun eu altceva, idee genială ce au făcut ăștia, mă, băi. Deci, ai văzut că domnul Cucu în planul ăsta vrea să aducă niște turci și niște chinezi să facă autostradă până la Brașov? Păi deja s-au apucat, deja s-au apucat, chinezul a mers cu mașina, da? București-Brașov și nu tu ți-ai acolo, dar e mare balamuc. Asta. Ideea este în felul următor, că prin semnarea acestui protocol, ăia cu care o să lucreze, da. Le-a zis să stradă la primărie și la minister, tati, noi nu semnăm nimic. Cum adică nu semnăm? Totul online. De ce? Păi dacă vine Cucu și Cucu și ne vede că stăm, să dai pe ce să rupă, să ne rupă tableta. Dimineața zilei de 30, la ora 6, brigada de poliție rutieră a oprit un autovehicul condus de un cetățean în vârstă de aproximativ 45 de ani, cu un număr personalizat. Acesta operează sectorului 3. Acesta a fost condus la sediul brigadei de poliție rutieră a Capitalei, unde s-au efectuat verificări. Triți, agentul Zgureanu, complectez și l-am arestat, mai ales că când a oprit mașina, a ascultat melodia asta la maxim. Cronica Cărcotașilor, în fiecare dimineață, între 7 și 10. Dimineața zilei de 30, la ora 6, brigada de poliție rutieră a oprit un autovehicul condus de un cetățean în vârstă de aproximativ 45 de ani, așa, cu un număr personalizat. Acesta operează sectorului 3. Acesta a fost condus la sediul brigadei de poliție rutieră a Capitalei, unde s-au efectuat verificări. Triți, agentul Zgureanu, complectez și l-am arestat, mai ales că când a oprit mașina, a ascultat melodia asta la maxim. Cronica Cărcotașilor, în fiecare dimineață, între 7 și 10. Hai azi, ia. Hai, ce să zicem? Hai să zicem cu horoscopul nostru frumos. Astrolog.ro, sigur că poate. Da. Să vă țineți bine, pentru că avem și o conjuncție valabilă. E o informare de conjuncție până la ora 22. Cod de conjuncție. Cod roșu, așa. Cod roșu, avem lună Saturn de această dată. Suntem pe emoție, nervii ni se pun la încercare, dar totul o să treacă. Azi, bă, emoții, mă, emoții. Și că agică de balamuc și-a tras ciumetele și noi o frigem pe rapandula aia de Rexona. Da, eu v-am zis de mult treaba asta. La berbec s-ar putea să fiți indispus sau obosit și să simțiți nevoia să faceți chiar o pauză bine meritată. Este o zi bună pentru introspecție și analiză, pentru a îndrepta relația cu persoana iubită. Ia auzi! Da, ăsta e un caz rar. O introspecție, da, n-ai văzut așa ceva. Taur, ținând cont de conjunctura astrală, ziua de astăzi nu este favorabilă călătoriilor, iar șansele de a obține beneficii materiale sunt reduse. Relațiile cu cei dragi ar putea fi, dar doar ar putea fi bune. Ca dumneata, bobocule, mai rar cineva. Da. Gemenii, azi este indicat să cumpărați obiecte de valoare, să luați decizii în ceea ce vă privește eventualele investiții pe termen lung și ar fi bine să afle lumea de banii de la saltea. Dar de ce boală suferiți? De Vâlcov. De... Așa, așa. Rac, la tine, Șerban, cum să spun eu, soarele este situat iarăși în casa 12, mă rog, este secret, iertare, vindecare, dar totuși în dispoziția pe care s-ar putea să o resimți este efectul configurației astrale de astăzi și este trecătoare. Îți recomandăm să amâni activitățile dificile care necesită atenție și concentrare, pentru că nu merge. Nu. Asta e un caz rar.
Ia să vedeți, la leu nu este o zi favorabilă întâlnirilor și discuțiilor importante, fiindcă e posibil să resimțiți o stare de inhibiție care vă împiedică să vă exprimați clar. Normal, nu mă auzi? Na. Ce tot cobești ca o cucuveamă? Te bagi așa ca musca în piatră. Râma în piatră. Sunt inhibat și trec la fecioară. În prima parte a zilei s-ar putea să simțiți nevoia de a schimba ceva, de a schimba un, de a trece la un proiect nou. Este o zi favorabilă relațiilor sentimentale și activităților caznice. Auzi, ce zodie? Fecioară. Cam prostuță, altfel delicată. Da. Balanța, înainte de amiază se întrebă numeroase probleme de rezolvat, dar aveți suficientă energie pentru a duce la totul la bun sfârșit. Felicitări. Și ce o să zică băieți? Prietenii mei, spițari. Ia să oftică, nu. Trecem la zodia cu cel mai șmecher nativ din România, Scorpion. Fără nicio legătură cu domnul Dedi. Aoleo, mai pot. La locul de muncă și în afaceri este o zi bună pentru a face o analiză a relațiilor cu colegii. Așa. Și cu partenerii. Și pentru a încerca să găsiți modalități de a colabora într-un mod mai plăcut și mai eficient. Da, da. De unde ar mai mânca ei lefurile cu lingura? A? Amare. De unde? Din... De la Săgetător. Așa. De la Orlando, ministru Așa, Săgetătorul, în prima parte a zilei s-ar putea ivi ocazia să începeți un proiect nou. Felicitări! Și noi vă recomandăm să nu luați decizii în grabă, fiindcă este de așteptat ca simțul practic, capacitatea de concentrare să fie la zero. Minim. În declarația lui vorbește despre niște femei, dar nu de ce o adresă, absolut nimic. Asta e. Capricorn, aveți tendința să judecați cu prea multă exigență colaborarea cu cei din jur și chiar propriile realizări. Astăzi, astrolog.ro vă recomandă să nu luați decizii pe termen lung și să nu începeți proiecte noi. Înseamnă prostia ta din cap. Aia. Și vărsătorul la fel, că dacă sunteți într-o formă intelectuală foarte bună, asta înseamnă că aveți realizări frumoase la locul de muncă, în afaceri și toți colegii vă apreciază. Băi, se poate. Tu ai auzit de striptease. Păi da, după mergem, după. Trecem la soția lui Dezbră, adică la Pești, și spune așa: Dezbră, s-ar putea să simțiți nevoia de a sta de vorbă cu o persoană apropiată de sex opus despre o problemă sentimentală care vă neliniștește. Puteți să căutați soluții la problemele pe care le aveți deja. Mă rog, astrolog vă sfătuiește să amânați eventuale decizii pe termen lung, pentru că s-ar putea să luați decizii în grabă și nu e bine și nu-ți bune prafurile. Și... Le-a luat peisajul! Da, câta zodia are dezbrăcatul ăsta, bă, incredibil! El o are mare, așa zice, de zodia. 23 mai sărbătoriți astăzi avem... Da, ce avem? Și... avem Gabriel Liceanu. Așa. Avem Anatoli Karpov. Așa. Avem Phil Selway, bateristul Radiohead, și l-am și pe prietenul meu Mihai Alexandru din Frankfurt. Auză, Anatoli Karpov nu se bătea tot timpul cu Garry Kasparov? Da. Și-l bătea tot timpul. Dar știi cine i-a bătut pe amândoi? Calculatorul. Da, evident. Și-l chema Fisher, era american. N-a jucat cumva și cu Yuri Gagarin? Odată a jucat odată, dar nu era așa, că erau table și nu era Yuri Gagarin, era Nikita Hrușciov. Fraților, de pe unde scurte și medii și luni și de pe unde o fi, la mulți ani și să auzim de bine. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Domnul Iohannis... Ce face pisica dumneavoastră în caz de cutremur? Dacă se cutremură pământul, face sens să intri, de exemplu, sub o masă. Nu face sens să intri în lift. Atunci ies, dar dacă mă prinde ploaia afară? Dacă plouă foarte puternic, nu face sens să vezi dacă știi să noți într-un râu care s-a umflat. Face sens însă să te refugiezi pe cel mai apropiat de... Da, am înțeles, dar în ce limbă e face sens ăsta? Nicht dem entspricht, was für Rumänen notwendig ist. Cronica Cârcotașilor, în fiecare dimineață, între 7 și 10. Ne puteți suna, trimite SMS sau contacta prin WhatsApp la 0729 655 555. Suntem în continuare live pe Facebook, facebook.com/Cârcotași. Zuckerberg. Așa am auzit eu că se cheamă. Strada Speranței la parter. Avem în continuare mesaje. De fapt, ești cumva au terminat ăștia autostrada până la București? A, tu vrei să vii din Germania și nu știi pe usoi? Da. Păi ce al dracu era ăsta, mic, bă, n-ai văzut așa ceva, ia. Neața, ce s-ar întâmpla dacă îi dăm lui Mircea Badea limba veoricăi? Nu-mi dam seama, dar cred că o să schimbe total modul de abordare al... Exact.
O să fie în altă parte. Neață, băieții. Băieții, eu nu țin cu Dragnea, mâncă la câinii să-l mănânce. Așa. Da, nu... vedeți după ce l-aresează pe Dragnea, cum o să crească autostrăzile, cum o să înflorească economia. Da, crezi tu asta. O să le facă statul paralel, băieții. Hai, vă pup! O să le facă pătrascul să le pieptene. Apropo de autostrăzi, să știți că avem vești bune pentru cei din vestul... E adevărat, noroc, uite, băi, e adevărat. Vești bune pentru cei din vestul țării. Da. O să ajungă mai ușor la greci pentru că sârbii au terminat autostrada. Păi să știți, apropo, deci am prieten în Timișoara, fii atent, am prieten în Timișoara care nu vine bucata asta, Timișoara... Păi cum să vină până în România? Oia prins și face mult mai puțin. Oia până Serbia frumos de tot. Serios? Bulgaria un pic și pa Grecia. Deci a venit anul trecut Timișoara, a ieșit pe la vamă sau pe la așa? Nu mai țin minte, a făcut 14 ore. Cât? Da, și-a luat-o prin Serbia pe partea aia, căci ca oia niște drumuri. Da. O nebunie! Nebunie! Apropo de mașini, ia spune-ne, Șerban. Apropo de mașini, imediat vă spun că până acum am tras de timp, am tras chiulul și ne-am cam lungit. Imediat vorbim despre satul Viscri, făcut faimos de prințul Charles, care din păcate are foarte multe mașini. Ales praf. Ne puteți suna, trimite SMS sau contacta prin WhatsApp la 0729 655 555. Domnul Iohannis, ce face pisica dumneavoastră în caz de cutremur? Dacă se cutremură pământul, face sens să intri, de exemplu, sub o masă. Nu face sens să intri în lift. Atunci ies, dar dacă mă prinde ploaia afară? Dacă plouă foarte puternic, nu face sens să vezi dacă știi să noți într-un râu care s-a umflat. Nu face sens însă să te refugiezi pe cel mai apropiat de... Da, da, am înțeles, dar în ce limbă e face sens ăsta? Nicht dem entspricht, was für Rumänen notwendig ist. Cronica Cărcotașilor, în fiecare dimineață, între 7 și 10. Deci satul Viscri, făcut faimos de prințul Charles, este sufocat de mașini. Dacă îmi dați voie, trebuie să schimb un pic asta calimera aici, așa. Păi să se și audă pe Facebook. A, că ai file-ul, da, corect. Dacă îmi dați voie, păcat, avem, mă, avem un file de la știrilepro.lets.tv, dacă îmi dați voie. Deci... Trebuie să vezi pe marginea unui iarbă, să vezi gâște și să vezi oameni plimbându-se în principiu. Adică oamenii vin să meargă și să bucure de copaci, nu să se lovească de mașini și să aibă grijă de să nu-i calce cineva. Odată cu faima au venit și neplăcerile. Asum. Satul Viscri este sufocat de mașini la fiecare sfârșit de săptămână. Ia. Sute de autoturisme și zeci de autocare se înghesuie pe strada principală, pe care localnicii o păstrează neasfaltată, tocmai pentru ca locul să nu-și piardă din autenticitate. De pe drumul prăfuit, cirezile, căruțele trase de cai și orătăniile, care l-au fermecat inclusiv pe prințul Charles, au dispărut. 150 de mașini la 200 case parcate aici, în zona asta toată. Nu mai ai loc nici să treci, nu mai ai loc nici să vezi case, nu mai au loc nici animalele să vină. Gâștele sunt mai ispețe un pic, se feresc. Gâștele pleacă. În schimb, curcile și... Sunt mai proaste. Brațe au mai fost călcate. Haosul îi revoltă pe localnici, mai ales că au amenajat la marginea satului o parcare gratuită pentru peste 100 de autoturisme și 10 autocare. Avem camere de supraveghere care filmează toată parcarea, avem iluminat pe timpul nopții. Da, și totuși cei mai mulți ignoră indicatoarele care arată drumul spre parcare. Știați că n-aveți voie cu mașina în sat? Nu. Ce semn care se zice asta? Există o parcare unde ar fi trebuit să parcați. N-am remarcat niciun semn. Sunt foarte mulți oameni furioși că nu îi lăsăm să parcheze în inima satului. Deși da, ei doar să facă o poză cu biserica, cu casa prințului, cu ceva. Hai, mă, nu ne dorim oamenii care vin să facă o poză, ne dorim oamenii care vin să înțeleagă că Viscri e un sit UNESCO. Pentru cei disciplinați a fost amenajată o potecă printre case și grădini, care merge până la biserica fortificată, cel mai vizitat obiectiv din sat. E vacă, mamă. Cumva se vede și un eșantion din viața la țară, mergând așa pe potecă. Satul Viscri dar o avem alături de noi pe cea mai interesantă ambasadoare a Angliei în România. Cam afectat-o un pic astăzi. Ea este americană de fapt la bază, dar îl cunoaște foarte bine și pe prințul Charles. Că-s prieteni. Să rămână doamna prințesa Lia. Pupă mama la voi, dragilor. Alteța voastră. Regală. Cu ce v-ați dus acolo?
M-am dus cu troleibuzul, am avut mijloc de transport for mai multe feluri. Așa, am avut căruță, am avut tricicletă, bicicletă, and now tricicletă electrică, nu, electricitate. Dar vrem să vă întrebăm totuși așa, de la obraz, dacă se poate. De ce v-ați dus acolo, doamnă? La început mă duceam cu 4 tăi de plăcintă. Acum că sunt turiști. Acum cu câte tăi v-ați dus? Nu fac față la plăcintările că deschise. Am început cu 4 tăi and now am 400 de milioane. Mănâncă aia plăcintă în draci. Începe o nouă ediție Șevla Cuțite. Doamna Vasilica din Videle, direct din insula Belina. Astăzi am un preparat de pește. Ce pește? File de porc. Îi fac un file de porc. Am dezăpăcit, am ce am cu porcul eu. Nu mă, nu vezi că e porc. Păi ce să fac acolo? L-ați pârlit înainte să-l tăiați? Nu mă, așa e el. E bolnav? Nu mă, pe n-am mers, mă. Așa sunt ăștia negri. Cronica Cărcotașilor. În fiecare dimineață, între 7 și 10. Stimați oameni buni, vreau să vă zic că cricotajii face mișto de mine. Ce vrea de la mine cricotajii ăștia? Ce vrea? Filar de hârcă să le dă. Cronica Cărcotașilor. În fiecare dimineață, între 7 și 10. Bună dimineața, între 7 și 10. Alo, băieții, alo, dormim? Atenție. Uite, mă gândeam acum în piesa asta frumoasă, după aia îmi pui ceva mai latino, mai săltăreț. Da, da. De ideea asta, efectul televizorului, frate. Deci niște oameni duși într-o casă undeva la munte, să se ceartă, să se bată, să se îndrăgostească, să facă treabă tot. Stau acolo, după care se întorc în capitală și sunt vedete. Păi da, mă, ce cu ei? Sunt becheri. Foarte bine. Depinde pe ce post. Pe ce post, că dacă era pe prima nu știa nici dracu, da. Hai să faci tu un reality show la IMGB să vezi tu succes. Mie spui. Da, local. Bel Gills ăla, deci așa cum a făcut ăsta Charles publicitate la Viscri, dacă facem publicitate la IMGB, vine și eu tot firul vin pe acolo. IMGB Studios. Să revenim. Apelul lui Diego Maradona, Armando, după lansarea documentarului despre el. Nu merge să vă uitați. Las că asta caut eu acum. Tu zi mai departe despre ce e vorba. Nu te mai prosti, faci aici. Zi. Păi, dar ce cum fac? Pentru că așa a făcut Diego Armando Maradona. Păi las că o să găsim imediat. Așa. A fost la Sinaloa, dacă mai știi. Hai de la asta, tu zi știrea. Păi stai mă, că o spun acum. Da, păi zi-o. Hai mă, vorbiți despre fotbal. El a fost un mare fotbalist. Păcat că drogurile l-au prostit, mama. A avut foarte mulți bani pe mână. Asta e realitatea, ce să mai. Și mai mult decât atât, să știi că în Doha, sau unde a fost? Cine, mă? Nu, a fost antrenor în Dubai, unde a fost? Acum vreun an și ceva. I-au dat aia limuzină, i-au dat bani, i-au dat casă, i-au dat masă și din prima zi s-a prăfuit, i-au luat aia interviu. Cum e aici? Păi era la Sinaloa, nu era în Doha. Așa. Diego Sinaloa Maradona, după lansarea documentarului despre, spune: nu mergeți să vă uitați. La Cannes, la festivalul de la Cannes, a avut loc premiera documentarului Diego Maradona, în care este prezentată viața lui. Dar el s-a arătat nemulțumit de modul în care este descris pe afiș și-ul filmului. Păi ce ai făcut, mă, nenea, mă? Uite, ascultă, spune. Aici la Can? Da, la Can. La treaba de documentar aici. Sacando este posterul documentarului conține descrierea: Diego Maradona, rebel, erou, escroc, Dumnezeu, iar El Pibedoro s-a arătat deranjat. A făcut ce de termenul escroc. Păi știi de ce? Pentru că în 86 el a scris un gol cu mâna. Mâna, da, dacă e. Și atunci prin golul ăla i-au câștigat atunci, nu? Dar cam campionat și că tu ce ai înscut. Cuando uno entra a la cancha, se da la vida, se va todo. Diego nació en un lugar muy difícil. Diego s-a născut într-o pobre de la ciudad capital. Pentru mine fotbalul a fost cel mai frumos cadou. A fost salvarea mea. Ola! Da gol, frate!
Nu l-a făcut Maradona, l-a făcut Dio. Nu a făcut Maradona, a făcut Domnul Dumnezeu. Pero con Maradona no daría un paso. Mă rog, este vorba despre ascensiunea și decăderea, decăderea lui. Pentru a auzi lucruri foarte frumoase, da, tehnice, tot despre el, ar merita să-l sunăm pe Mișii Sabo, pentru că este mare fan, știe absolut tot, știe numărul de la, știe câte șireturi, cum a dat, ce, tot despre el, fii atent, serios. Mă interesează. Sacando Este, știi despre ce vorbea aici? Este, despre Dinamo și Champions League. Iram para arriba como loco porque sa, yo, cu creier e prăjit, mai, nu mai are nicio... E complet. Eu mai are, cred, cu o linguriță de creier. Estando acá, Diego, me imagino que da, era obosit, mă. Deci, vorbesc repede, nu înțelege. De la Liga MX, de Primera División. Lo has observado más de cerca, me imagino, aunque ya algo lo conocías. Observat que era mai aproape, sau? ¿Qué piensas de la Liga MX, de su nivel? E comentatorii cu suit între ei. Asta o să rămână în istorie, frate. Bă, da, știi care e paradoxul? Cum n-ai să antreneze în orașul cunoscut pentru trafic, cel mai cunoscut oraș din Mexic, pentru zonă, pentru trafic de droguri, Sinaloa. A luat distribuția pe Sinaloa. Hello, Kim Jong-un. Sit down and be calm, your overrated dictator. I make you bok. Boom, boom. Bok. Boom. It's war. Bok, bok. Boom, 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 boom. Cronica Cârcotașilor, audio live. Vezi, bro? Ia uite, frumos, frumos, parcă îi vezi pe plajă, cum se duc. Cabral, uite ce de Cabral. Apenas preț, cum e cu meteo, lasă, vamos la playa. Exact ca piesa asta, 27 de grade maximă. E ușor vântul. Ia, berea este rece. Oh, ce bun, ce bun. Da. Nu avem nicio problemă astăzi, cu toate că avem o informare meteo pe toate, pentru tot teritoriul României până la 22. Da. Dar faptul că mâine, poi mâine și răspăi mâine o să plouă așa ușor, asta îți dă o stare de liniște, de ce te plici, să plouă. Iar plouă, da, ce bun. Da. Da. 9 și 20 de minute, iar plouă, iar plouă. Stimați oameni buni, vreau să vă zic că Cricotajii face mișto de mine. Ce vrea de la mine Cricotajii ăștia? Ce vrea? Filar de hârcă să le fac. Cronica Cricotașilor, în fiecare dimineață, între 7 și 10. Fina de hârcă să ne fie, nu se poate așa ceva. 9 și 23 de minute. Ne-a dat domnul Ștefan două mesaje de pamă, mamă. Ăsta e Nazmando, ragadona. Nu te zrei, bă, băieți, bă, te zrei. I-a pus doar bornele invers, n-o fi foc acum. I-a pus I-a pus bornele invers. S-a prăjit. I-a făcut un scurt. S-a prăjit. Era vorba de Armando când când vorbea el. Nu-i mai încarcă alternator. Exact. Avem o veste foarte, foarte nasoală. Oana Zăvăranu revine ca actriță. Tantea de la Happy, care a fost la Pro TV și acum e la antenă la Happy. Aia mare, mare, Ruxandra Ion, parcă. Noi avem subiecte mult mai importante. După Dorian Popa și Oana Zăvăranu face sacrificiul, vedeta colaborează din nou cu Ruxandra Ion pentru un nou serial. După aproape 15 ani de la serialele Numai Iubirea și Păcatele Evei. Numai Iubirea, doar iubirea, în desperanță. Și Dorian, stai, Dorian se lasă de cântat și se apucă de jucat. Deci în, se lasă de ce? De cântat. Hăți, Johnule, asta-i cântat? Este nou, serial, asta e noul serial de la Antena 1, Sacrificiul pentru toamna acestui an. Va avea o distribuție cu Oana Zăvăranu, Oana Zăvăranu și Oana Zăvăranu, plus Daniel Popa și Gabi Ciucan. Deci serialul Sacrificiu este un family drama
cu un scenariu bazat pe fapte reale, declarate istoric, dar și fapte reale povestite de cunoscuți. Băi, dă-mă dracu, e senzațional. Auzi, are și o coloană sonoră, știi cum cântă ea. 2, 3 și tu! E soarele meu! E viața mea! E aerul pe care îl respiri! Ce copii ai ce cântau. Ți-au zis aminte că am făcut atunci, da. Am făcut un joc pe calculator cu varța, dădeai în buze până se buzuca. Mi-aduc aminte. Băi, dar uite, ce să mi-aduc aminte? Hai mă, Prima TV a făcut primul serial în televiziunea din România de după Revoluție. Da. Hai mă să vorbim, să ne distribuie și până într-un serial. 2, 3 și tu! Placă mă, e soarele meu! E viața mea! Pe care îl respiri Îl vezi pe Dezbră cu mustăcioară din aia ca Don Leonțiu, când apare și cu baston cu pălărie. Nu, fiare, Benji, Benji, mult calor, dumneavoastră, pe atâta. Un mare industriaș cumpără IMGB. Stai mă, că face scenariu acum, fiare. Mare industriaș cumpără IMGB. Așa. După mulți ani venit, plecat din țară, venit în România. Și are nevoie de niște băieți. Da. Unul să-i plimbe câinele, unul să-l facă să râdă. Dar de ce tu ești la noi acum? Exact. Băi, el. Și știi cum este asta colana sonoră de la film serialul ăsta, știi? Na 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 Asta las că nu mai știu cuvinte. Vezi ce vorbesc, sembele, ce e. Auzi, și la un moment dat ăsta, fiind bătrân, nu prea mai aude. Și vine un tip grosul și îi pune o lavalier. Stimați oameni buni, vreau să vă zic că cricotajii face mișto de mine. Ce vrea de la mine cricotajii ăștia? Ce vrea? Filar de hârcă să le fac. Cronica cricotașilor, în fiecare dimineață, între 7 și 10. Bună dimineața, între 7 și 10. Ai găsit sau n-ai găsit? 10. Bun. Întâmplări ciudate și o minune. Ia fi atent aici că avem o știre tocmai din China. Are despre un văr și în China. Da. Care l-a sunat și a zis așa: domne, în procesul de scandal cu americanii, noua armă a Chinei este un cântec de karaoke, este propagandă și este viral pe internet. Da, dar este cântecul. Nu, ce se întâmplă? Cântecul ăsta are o influență asupra ciocănelului din ureche. Așa. Ciocănel care lovește în creier, creier care devine agitat și tu devii pe sistem turbat. Încep cu turbosistem, dar ajungi pe sistem turbat. Iar colegul nostru, compozitorul și cantautorul Orlando Ivan, cel care colaborează la toate piesele lui Robert Georgescu. L-am văzut. talentat băiat. Magistrală piesă pe care o să o ia Robert Georgescu să o remixeze. Stai puțin, că noi avem altă piesă, avem piesa lor pentru ai noștri, pentru liderii noștri. Exact. Pentru lideri, da. Băi, ce idee. Ce, ești mare, boss. Cinsut soții, 200 liviu, foc să tâni, ce fona sa, tung și tu de o, ca o cinci olguța, ușeți ne-o dățilă, o tăși mă de sa. Toți găți și ciocu, o să găți te o, nu o piese de, o să te mă foc în cea cu tu, e, e. Tu să ți de o, se foci cu drim, și o mă ți o da o cea de antena trim. O să dau o cici, n-o ciu-ciu mazare. O să dau o cici, o tu și ho. Ești cam răgut și mamă dragă. Auzi? Ești de potul lui Madonna.
30, la ora 6, brigada de poliție rutieră a oprit un autovehicul condus de un cetățean în vârstă de aproximativ 45 de ani, cu un număr personalizat. Acesta operează sectorului 3. Acesta a fost condus la sediul brigăzii de poliție rutieră a capitalei, unde s-au efectuat verificări. Triți, agentul Zgureanu, complectez și l-am arestat, mai ales că când a oprit mașina, a ascultat melodia asta la maxim. Cronica Cârcotașilor, în fiecare dimineață, între 7 și 10. Ia uzi, fii atent aici că e important. Și cum începe, nu? La 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 la. Îmi place. Si, nu? La 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 la. Îmi place pizza. Îmi place pizza. Îmi place pizza. Este un armen, ce este toți armen. De când aici? Cum arată astronomia în viziunea Coaliției pentru Familie? Da. Toată lumea ar trebui să știe că pământul e pătrat și că sare. Bună ziua, domnul Becali! Auziți ce vreau să vă întreb? Pe cine mai aduceți la FCSB sezonul ăsta? Păi băi, hehelerelor, l-aduc pe Messi, că mi-e de portar, pe mai înțeles? Și vine Ronaldo liberă, mai înțeles? Iar atacant mă gândeam la Buffon ăla. Și antrenor? Păi, băi, cine? Tudorel Toader! Păi după ce pleacă de la PSD, e la echipă. Am plecat, gata. Păi n-am eu nevoie de slugă. Bă, da. Nu ți-l te concediez. Cronica Cârcotașilor, în fiecare dimineață, între 7 și 10. Păi ne-a vrut, n-a vrut să vină. De ce? Păi știu de ce a vrut să vină, mai zbie că dubie că eu că predau cu astea. Și îți spun, mă, tot o tablă de joc așa. Păi de ce te uiți că adică la tabla de joc la mine când vorbesc? Hai bre, deschide ochii și să te întreb ce zi e azi. Păi astăzi este ziua națională a barmânilor. Armânilor. Auzi, ceva în română, știi? Zi. Normal că știu, că, dar nu vreau să zic ție. De bagabon, care ești tu bagabon? Ia zi ceva. Spuneați, armână mea, e? Adică ce? Adică învați, caută pe Google. Bună dimineața și la mulți ani tuturor armânilor care ne ascultă, azi e ziua lor. Și armâni și țânțari, cum le mai spun, păi mai zic ce vrei. Păi da, cu țânțari, ăștia, bă, țânțari, auzi de țânțari. Așa se spune. Ochii vezi. Ți-am pentru țânțat, bre. Dă-te pe jos după masă, ce fie. Ăsta e pasul muruachii, ce fie. E acolo în punga aia, ce ne-ai adus? Ce am aici? Trebuie niște bani. Serecilă. Dacă ne-ai adus brânză. Bună ziua, domnul Becali! Auziți ce vreau să vă întreb? Pe cine mai aduceți la FCSB sezonul ăsta? Păi băi, hehelerelor, l-aduc pe Messi, că am nevoie de portar, pac, pac, mai înțeles? Și vine Ronaldo liberă, mai înțeles? Iar atacant mă gândeam la Buffon ăla. Și antrenor? Păi cine? Tudorel Toader! Păi după ce pleacă de la PSD, ia eu la echipă! Păi n-am eu nevoie de slugă. Luțule, te concediez. Cronica Cârcotașilor, în fiecare dimineață, între 7 și 10. Ne puteți suna, trimite SMS.
SMS sau contacta prin WhatsApp la 0729 655 555. Mâine e scandal mare, frate. Mâine e scandal mare, mare în București, aglomerație, dată peste cap. Vine papa. Stai puțin, că papa aterizează la ora 11 și 20, parcă. Dai dreapta, dai. Au băieții acolo loc de parcare frumos în față. Și o să meargă la aici, la tine. Aproape, da, apropo, că dacă ești la geam, o să-l vezi, o să meargă să se întâlnească cu Iohannis. Da. Că noi să avem pe corespondentul nostru special, Ilie Mobre, care va transmite mâine. Da, exact. De la, peste tot o să fie. De la fața locului, Klaus Iohannis, împreună cu Carmen, îl vor primi da. Vineri, pe 31 mai, pe Papa Francis, la Palatul Cotroceni, el care este protestant. Și eu aș fi vrut să mă întâlnesc, măcar așa să-l salut. Să ce cadouri ai pregătit și care sunt momentele cheie ale vizitei suveranului pontif? Dar de ce spun așa, pontif? Bună, vine, ați venit. Da, o să fie foarte, foarte sau, o să-i energic. Spună, o să-i spună în italiană, come stai, vere? Nu, nu, vere, bre. 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 Come stai, mă? Da, uite așa. Aici, stai bine, mă? Mi-a făcut repetiție sâmbăta trecută. N-a zburat nici musca pe aici. Nici musca nu zbura. Cred că o să vină și prin popeșile ordenii, papa. Ca da, pentru că vrea să se uite... Bă, fără miști, acolo sunt mulți catolici, pe bune. Nu sunt catolici, păi, sunt bulgari. Nu, sunt catolici mulți acolo. Și tu cred că e singurul din ăia catolici. E singurul care n-are nicio legătură nici cu catolicii, nici cu protestanții, nici cu ortodoxii. Nici cu ortodoxii n-am eu, adică chiar dacă sunt ortodoxi, n-am cu nimeni. Vai, legătură. Nu se poate așa ceva. Și ce o să spună ăsta de la poliție care îi asigură paza? Papei. Păi nu, stai, nu știi. Ce? Deci el o să vină spre București. Da. O să fie oprit de un echipaj, da, și o să-l întrebe. Parola. Ai parola să intri în București? N-am, păi și atunci... Le munchi lăriașilor! Ortodoxilor! Parola! Papa, de ce ai zis, mă, că vine mâine, mă? De ce ai zis, mă, de ce? De ce ai băgat, mă, frica n-a mea, mă? De ce? Săptămâna e la altă, mă, nu e, mă. Păi, dar vinerea cealaltă și tu ne zici nou așa. Dar pe un fond de oboseală sunt tâmpit și am crezut că mâine vine. Vai de viața mea. Chiar mă gândeam, pe unde scut eu cămașa mâine? Nu, a fost o glumă, mă. Nu te mă rușine, mă. Pe data de 27, da? La săptămâna viitoare, vinerea viitoare. Da, nu, bine. Mă, cred 27, mă, vine pe 31. nu te rușine așa un pic? No, și 51 de minute, uite, mă, vai dus ești, bă. Cronica Cricotașilor, audio live. Așa. Trebuie să le mulțumim tuturor celor care s-au uitat la Cronica număr mare. Da. 2.